PSD se bucură că a dat jos guvernul PSD. Cuvintele deputatului Victor Ponta descriu o zi plină de emoții în Parlamentul României, unde guvernul Grindeanu a fost demis în urma moțiunii de cenzură cu 241 de voturi pentru și 10 împotrivă. Pentru ca moțiunea să fie adoptată, erau necesare 233 de voturi favorabile. Discursurile din plen au debutat cu argumentele premierului Grindeanu, care a susținut că nu a negociat nimic cu absolut nimeni și că nu înțelege de ce s-a ajuns până aici. Liviu Dragnea mi-a promis că este prietenul meu, că mă va susține, că facem un guvern din miniștrii competenți pe care partidul îi susține, îi acceptă și care o să-și facă treaba. Și am acceptat miniștrii pe care mi-a propus Liviu Dragnea. În replică, președintele PSD Liviu Dragnea a subliniat că a crezut în Sorin Grindeanu, care s-a agățat apoi de scaun. Sub conducerea mea, Partidul Social Democrat nu va accepta nicio alianță subterană toxică. Am promis că vom face alianțe doar cu românii. Așa facem. PSD cere miniștrilor săi și primului ministru să lucreze pentru români. Opoziția nu a ratat ocazia să treacă la atac. PSD-iștii au ales să părăsească însă plenul unde se dezbătea moțiunea în momentul în care deputatul PNL Raluca Turcan a început să vorbească de la tribuna Parlamentului. Orice implicare a lui Liviu Dragnea în procesul de guvernare este toxică, indiferent de votul la moțiunea de astăzi. Este atâta ură, incompetență, comportament de tip mafiot în această coaliție aflată la guvernare. Președintele PMP a transmis în plenul reunit al Parlamentului un mesaj scurt către PSD și ALDE. O parodie de moțiune în care s-a transferat o problemă internă a PSD-ului în instituțiile statului, din păcate, și nu la orice instituție, ci la guvern și la Parlament. Cuvântul normalitate a fost invocat astăzi cel mai des la Palatul Parlamentului, unde moțiunea de cenzură inițiată de către Partidul Social Democrat împotriva propriului guvern a trecut. Mingea este acum la președintele Klaus Iohannis, care anunțase anterior că așteaptă la Palatul Victoria un om integru. Șeful statului a convocat pentru ziua de luni consultări cu partidele în vederea formării noului executiv. Joi și vineri, președintele României va participa la Bruxelles la reuniunea de vară a Consiliului European.